O istorie care este cuprinsă între ceea ce a însemnat pe începutul secolului 20 și anume plină perioada industrială a orașului, în care cumva se împletește industria cu ceea ce înseamnă tradiția alimentară, nu? De data asta nu vorbim de vinul medieval, vorbim de spirit, dar un spirit care la rândul lui este destul de util omului, sau cel puțin așa crede el, dar care înseamnă, dacă vreți, o transmisie a tradiției și a obișnuinței, spirit care se transformă de-a lungul secolului 20 în coniac, fabrica devine fabrica de coniac care producea țărâncuța pe care o parte dintre dumneavoastră o mai țineți minte, era desitul coniac în apoca și care, iată, după Revoluție se transformă în ceea ce acum este Prodvinalco S.A., care renunță la coniac, renunță la funcțiunea pe care o are acest teren din mijlocul Clujului, terenul rămâne neutilizat și din momentul ăla începe istoria de care vorbim noi, nu numai în acest articol, dar despre care vorbim de 2 ani încoace, această istorie a reconversiei și a revitalizării țesutului urban inert. Țesutului urban care și-a pierdut funcțiunea inițială și care este în căutarea unei noi funcțiuni. Propunerea pe care o facem noi pentru acest teren post-industrial, dar care, iată, este în arealul orașului istoric, este de a îl umple cu viața domnilor voastre, cu viața cetățenilor. Noi am pus spațiul printr-un efort mare, pe care nu l-am făcut eu, l-au făcut o mulțime de oameni, dar l-am pus la dispoziția tuturor, am găzduit povești despre Cluj, alături de multe alte asociații de diferite vârste, de la elevi de liceu până la seniori, pentru a demonstra că, iată, o fostă fabrică nu înseamnă neapărat doar niște metri pătrați pe care să-i folosești ca și viitoare funcțiune rezidențială, poate să însemne viață a orașului. Și de fapt,